era simțit că e o rudă cu mielocii. A, da, da. Păi eu am venit în timp și... Bună, draga mea, ce faci? Spune un cuvânt. Bună ziua! Sunt Camelia Pantazi Tudor, director la editura Astralis din București și mă bucur că sunt astăzi aici la Salonul Internațional de Carte Book pe 2018. Este pentru prima, este pentru a doua oară când editura Astralis se află la Bookfest. Mă bucur foarte mult, deoarece editura este nou înființată, relativ nou înființată, abia v-am primit 2 ani în luna iunie de la înființare. Așadar, eu cred că e îngrozat pentru toți autorii Astralis să se află pentru a doua oară, iată, într-un timp foarte scurt, la Bookfest. Și vă așteptăm cu multă plăcere și la alte ediții. Stai, așa. Da. Spune-ne ce noutăți ai, în exclusivitate, ce ai. Ai un autor pe care l-ai publicat acum în ultimele 2-3 luni? Da, sigur că da. În primul rând este vorba de domnul Nicolae Rusu, care este un scriitor deosebit și un om deosebit din Republica Moldova, din Chișinău, și iată că este astăzi alături de mine, a venit special pentru lansarea acestei cărți din Chișinău și este o onoare pentru mine că se află aici, mai ales în acest an când sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Apoi mai avem încă o carte, ediția a doua a volumului de poezie Admirabel, scris de Daniel Pralea Braga, o carte iarăși deosebită, pe care o lansăm astăzi. Am obosit să mai este o carte foarte frumoasă, un loc din câmpie, scrisă de Cristina Crețu. Apoi amprente pe cerul înstelat, este un volum colectiv de proză scurtă și cea mai recentă apariție este misterul din ajunul nunții de doamna Elena Ionescu Cociceane aici de față, este ultimul volum și vom avea și altele de făcut. Îți mulțumesc mult, Antoaneta! Nu pot că începem... Zaharia, nimic? Nimic deocamdată. Bine, mă mulțumesc, Antoaneta! Pa, pa, pa!